Ce ți-ai luat așa de gros? Mi-am luat, vreau să-mi iau cizme de șantier. Și atunci, pentru că n-au nimic înăuntru și de gumă, știi, ca și galoșii, îmi iau niște ștrimf mai groși. Ce zici? Bun? Te duci la lucru. Nu, mă duc să pun prima cărămidă la casă, la casa noastră. Mi se pare extraordinar. Extraordinar. Poate și pentru că n-am mai făcut niciodată așa ceva. Ia vedem, ha? Cum îți? Îmbracă-te bine că te las acolo o zi de lucru azi. Ai, să pun cărămidă eu singură. Ai tocmită, ești tocmită în... Când am cumpărat casa, am zis că o zi, două, mai lucri și tu acolo, Salahon. Adică să o apreciez mai mult, știi că pentru ce lucrezi, pentru ce muncești și obții cu greu, e mai prețuit. Hai că ne așteaptă, ha, că nu se pot apuca, le lipsește Salahorul. Da? Da, da. Gata-s. Hai. Avem și la cum face. E piscina, eu. Trebuie să ajung acolo. E not. Vezi că te cal, iubita. Mai ieși, uite, pentru că trebuie să păsești. Îți face pod. De betonieră, uite acolo. Bună idee. Hai de capul. Ai grijă. Așa, bravo. Bravo. Deci clar, trebuie să rămâi ca să te antrenezi un pic. Păi da, trebuie să învăț. Nu cred că aș fi un ucenic bun. Păi eu nici nu pot să ridic una din așa. Păi dacă sunt într-un loc unde mi-aduce bucurie, dacă aici sunt veselă, dacă aici ai fain, să fie ceva vesel, da? Hai la joc, la 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 la, nu sta loc, la 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 la, păi nu lăsa, la 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 la, tai la la la, joacă așa, la 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 la. Hop, tupa, 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 faceți-mi loc să mă suc, că de-aici nu mă duc. Hop, tupa, 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 faceți-mi loc să mă suc, măcar păpușii dă-i rup. Mă, oamenii ăștia sunt extraordinari, nu pot să mă uit și ei lucră, fain.
Hai să nu ne oprească oamenii ăștia. Dar mică, m-am spor la lucru! Doamne ajută, mulțumim! Vezi acum mi se pare mare, acum e fain. Aici e birou, iubito. Este exact ce trebuie. Aici e dulapul, vino să vezi ce dulap mare ai. Aici spui și scule și haine. Uite aici ce mare e. Părea mic, dar e foarte mare. E foarte mare, bravo. Aici e dormitorul nostru. Foarte frumos. Foarte frumos, aici e dressing-ul. Generos. Pot să pun chiar și pe mijloc ceva, pentru că e destul de mare. Super! Așa, și aici e baia noastră, de la dormitor. Uite ce frumos! Am făcut și pentru duș și pentru cadă. Probabil că o să punem o cadă mai generoasă. Un paravan. Două chiuvete. Malter! Așa se lucrează corect, dragii mei. Așa. Dragii mei, n-a fost ușor, dar... Am gătat în sfârșit. Doamne, ce greu, dar ce frumos proiect, nu? Da, ați fost foarte harnică. Da, 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 apelați la mine că zidesc într-un mare fel. E superb. Să știi că data trecută, când am fost, parcă mi s-a părut mai mic spațiu până nu-s pereții ridicați. Acum da, arată superb. Fiecare fază amplifică din spațiu. Când e totul alb, o să vedeți că e mult mai mare decât se vede la început. Arată ne apucăm de acoperiș și da, încet, încet finalizăm. Mă bucur, sunt foarte mulțumită. Alin, ești fantastic. Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult. Ce ați mai făcut pe aici? Ce ați mai făcut am pus stâlpi de iluminat. Ah. Urmează să venim și în partea asta, fără să fie de stâlpi. Ce frumos, aici ai zis că o să fie o zonă verde. Da, 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 da. Super, când o să fie gata, o să fie super. Am într-o săptămână de drumul și l-ai iluminat pe stradă. Da? Da. Și când o să fie și aici pavat, că asta e peste tot nebunie, strici mașina pe cât un drum din ăsta prost, dar când e făcut cu spații verzi, cu lumină, super. Păi cum ne apropiem de final, o să turnăm și asfalt. Așa. Noi suntem ultima casă de pe stradă? Nu, mai sunt două parcele. Două parcele în linie dreaptă, o străduță? Exact, exact. Super. Doar că accesul traficului e greu să facem din spate, pe mine nu mă încurcă să torn asfaltul pe stradă cum e finalizat. Ah, foarte bine. Deci mai două case și gata zona asta. Exact. Ne apucăm de placă, urmează acoperișul placă. Și intrăm la interior. Izolația, instalațiile electrice, sanitare. Frumos, abia aștept. Cam terminat. Înseamnă că... Cu mare drag.